ziua, domnul consilier. A fost convocat în ședință ordinară, conform dispoziției 136 din 20.07.2021, din consultarea consilierului prezentă, suntem 13 consilieri prezenți, cei 13 consilieri în funcție, așa cum este prevăzut în articolul 39.134, alineatul 3, litera A, 157, pe 2019, cod administrativ. Vă rog să-mi permiteți să vă prezint ordinea de zi. Articolul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea refundării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni în luna iunie 2021. Articolul 2. Fac mențiunea că toate aceste proiecte au fost inițiate de primarul comunei Scorțeni, domnul Antonie Iulie Cătălin. Așa cum am arătat la articolul 2, proiect de hotărâre prin aprobarea asocierii cu județul Bacău, au atest Scorțeni, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, în cadrul proiectului Bacău, cu aplicantul cod semis 1363. La articolul 3 avem proiect de hotărâre prin aprobarea cuantului în cotizație la patrimoniu Asociației de Dezvoltare și Comunitare Bacău pentru anul în curs. La articolul 4 avem proiect de hotărâre prin execuția bugetară cheltuieli de trimestru 2021. La articolul 5 proiect de hotărâre prin aprobarea alocării sume de 3.000 de lei pentru doamna Valeriu Elena, domiciliată la Scorțeni, cum la Scorțeni, de Dubacău, reprezentând ajutor pentru construirea unor diguri pentru a evita distrugerea terenului unde este proprietarul. La articolul 6 avem proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelor de teren situate în satul Scorțeni, comuna Scorțeni de Dubacău, pe care sunt edificate case atribuite în baza contractului de concesiune. Aceasta fiind ordinea de zi, vă rog să-mi permiteți că domnul primar, în urma adreselor primite de la Consiliul Județean Bacău și Prefectura Bacău, a trebuit să introducem peste ordinea de zi, să vă propuneți spre aprobare, următoarele proiecte. Sunt două, de fapt, la număr. La articolul 1 avem proiect de hotărâre privind preluarea fără plată în proprietatea publică a acestui Scorțeni, de Dubacău, unui autovehicul din cadrul parcului auto al Inspectoratului de Poliție de Țean Bacău. La articolul 2, așa cum am arătat pe istoria, este proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli a României pentru perioada 2021-2023. Precizez că aici este vorba despre laptele și cornul, care, așa cum reziți din proiectul hotărârii, primăria Scorțeni nu își asumă responsabilitatea pentru acest contract, urmând ca cei de la Consiliul Județean să ducă procedurile mai departe. Doamna Președintă, vă rog să supuneți pe aprobare ordinea de zi și suplimentare. Supun la vot suplimentarea pe ordinea de zi a celor două noi proiecte. Sunteți de acord? Deci sunteți de acord. O să trecem la... Așa, da, dar nu s-o precizare. Aș dori ca această ședință să se țină în punctul numărul 7, adică 7 care era pe lista mea, diverse, cu întrebări, pentru că de multe ori suntem în ședința, mai sunt întrebări din partea unuia sau altuia și se închide și gata, pa. Aș vrea ca la această ședință să se țină un pic, fiecare are problemă, fiecare are de adus la cunoștință ceva, să se țină și acest punct. Nu este o propunere, legal este. Pentru vot, doar pentru proiecte am... Da, pentru proiecte. Pentru proiecte. Diversele intră oricum. Intră oricum. Cu sau fără votul nostru. Intră oricum, dar nu se fac. Adică, da. Deja trebuie. Deci am votat pentru suplimentarea cu cele două proiecte. Supun la vot întreaga ordine de zi. Cine este pentru?
Bun. Mergem la primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la școala gimnazială Scorțien pentru luna iunie. Aveți întrebări, ceva? Supunem la vot. Cine este pentru? 13. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii cu județul Bacău a UAT Scorțeni. În vederea desfășurării acelui proiect Bacău Smart Country. Discuții? Întrebarea. Acest proiect sunt mai multe comune care, da, care se asociază. Explic scurt. Da. Deci este un proiect al Consiliului Județean, unde, ca să putem să beneficiem și noi, să facem parte din proiect, trebuie să ne dăm acordul pe Consiliul Local. Ce implică? O să ne dea la dispoziția primăriei cu titlu gratuit calculatoare, cu tot ce trebuie, inclusiv pentru își accează mai mult pe partea de terenuri, deci comunicarea mai directă cu Consiliul Județean și autorizația de construcție. Da, acum ne dă program pentru... Da, da, ne dă și niște bunuri. Ne dau și niște bunuri. Adică și avem o relație mai directă, direct cu primăriei, Consiliul, nu putem oameni. Chiar dacă noi suntem parteneri, că avem omul în Consiliul Creștere a Copilului, putem face în așa fel să fie o linie directă online cu Consiliul Județean, s-a demarat proiectul, dar pentru a finaliza, trebuie să facem prin votul Consiliului Local parte din această structură. Da, da, alte întrebări? Această asociație necesită și ceva costuri din partea primăriei? Nu, domnule, e cu titlul gratuit, este și un proiect județean, nu avem treabă. Mai da cineva? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Da, da, nu știu. Se abține cineva împotrivă? Nu. Da, da, da. Da, nu suntem 13. Suntem 13 cu 2, sunt pe online. Proiect de hotărâre privind preluarea fără plată în proprietatea publică a UAT Scorțeni a unui autovehicul din cadrul IPJ Bacău. Este o adresă de niță de la prefectura Bacău, prin care sunt la dispoziția UAT-urilor 5 autoturisme cu titlu gratuit. Procedura implică pentru achiziționarea, adică pentru donarea către UAT Scorțeni a unui proiect de hotărâre, a unui hotărâre. Deci asta este procedura lor acum standard și trebuie să o respectăm. Când îi dă, când îi dă, noi trebuie să... Vă citesc autoturismele. Autoturism Dacia Logan, Autoturism Dacia Logan, Autoturism Dacia Logan, Autoturism Audi A3, Autoturism Dacia Logan. Toate sunt pe benzină. Da, o să folosim pe, dar nu știu dacă așa te referatul, să dea Dumnezeu să ne dea, să înscripționăm SVS-ul Poliție Locală, deci să fie cu destinație doar pentru ei. Poliție Locală, nu? Da. Sper să facă și treaba. E normal, că dacă să-l avem. Noi avem două de autoturism. Nu, dar funcționează, nu stau, nu știu. Consum, asta e problema. Consumi cu beneficiu, aici e problema. Să dea Dumnezeu să fie și să le avem acum. Avem șansa de a alege între cele 5. Nu, no, deci dacă se mințe la cererile vor fi analizate și aprobate în ordinea depunerii lor. De asta vreau să merg astăzi. Adică primul venit, primul servit. Asta vreau să vrem să facem. Da. Da, nu e nicio problemă. Da. Cine este de acord? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține și împotrivă nu sunt. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire
atât a contractelor pentru produse, cât și pentru prestarea serviciilor, în ceea ce privește cornul și laptele, programului pentru școli. 2021-2023. Deci, pe ce este vorba? Da, pentru că am mai discutat cu doamna consilier Tamara și am discutat și cu colegii mei din teritoriu, inclusiv cu secretarul de la Bacov, în care noi, ca și comună, nu ne asumăm responsabilitatea organizării a procedurilor în cornul și laptele. Dacă toate comunile au hotărât să transmită responsabilitatea pentru Consiliul Județean. Și atunci, doamna Tamara chiar spunea că va fi nevoie să facem o adresă prin care cei care au achiziționat anul trecut sau anii trecuți anumite produse curând, urmează să le înaintăm ca și anul acesta să aibă grijă să nu mai fie firme în care nu se pot consuma produsele pentru copii. Pe care banii care se cheltuiesc. Da, așa cum am zis, care, deci ne trebuie noi, ca și comună întreagă procedură, să ne asumăm răspunderea pentru niște bunuri care nu avem încă structura necesară. Și ca atare, Consiliul Județean ne trimite la adresă dacă ne asumăm sau nu ne asumăm răspunderea. Noi m-am discutat, noi nu ne putem asuma răspunderea pentru e viața copiilor, este treaba de sănătate publică, Consiliul Județean că vă face licitația, vă aduce, eu știu, firme care participă, e o procedură complexă care noi, la nivel de comună, nu ne putem cumeta să o desfășurăm. Dar are pentru produse cine de la comună? Nu noi. Dacă ne asumăm... Până acum, contractele erau făcute la nivelul Consiliului, licitațiile la nivelul Consiliului Județean pe anumite trasee. Deci era ruta 1, 2, 3 și se scoteau la licitații. Probabil Uniunea Europeană a impus, mă gândesc, ca aceste contracte să se încheie pe plan local. Dar faptul că UAD-urile sunt mici, nu se pot asocia între ele, se poate scoate la licitație un traseu întreg. Și atunci, Consiliul Județean, mă gândesc să aibă baza legală să desfășoare în continuare licitațiile la nivel județean, cum a fost și până acum, au nevoie de infirmarea noastră. Nu mi-asum eu, nu și-asumă ăla, clar, va intra în atributul Consiliului Județean. Pentru toată lumea, la Consiliul Județean, dar iată, în caz de nereguli, mai trebuie, putem să... Doar sesizăm, părinții fac sesizare la protecția consumatorului dacă sunt probleme cu produsele. Iar cei care câștigă licitația își asumă ca acele produse să fie conforme. Ar fi fost, dacă da, nu avem funcție comunii, o societate sau o firmă care s-o putea planificate și alte lucruri, înțelegi că ar fi pentru dezvoltarea locală, ar fi fost mană cerească, da? Dacă este, asta este conformă cu ce conformă. Da, da, eu. Așa vedea de societate. Indiferent, ne asumăm, indiferent cine face contractul, că face Consiliul Județean sau cine face, produsele care vin, în general, de exemplu, le dă la școală, da? Ori, eu știu, pe o zi, de două sau pe cât le dă. În ziua când se mănâncă la școală, mare majoritatea copiilor se spune că le mănâncă la școală. De momentul când ei poate nu mai ajung cu ele acasă. Automat ei când le mănâncă la școală, în pauză, ei n-au voie să iasă, cum e acum, da? Profesor, învățător, cine este, automat trebuie să se sesizeze. Dacă nu se sesizează, se sesizează doamna director și apoi chiar și primăria. Trebuie făcut o adresă, pentru că știu că anul trecut, anul care a fost, au fost probleme. Când a venit cu cornul cecăit, cornul ca piatra tare, adică treburile astea trebuie sesizate oricum, nu ne asumăm și nu contează ce dă. Nu. Părinții. Părinții, da. Până la părinți, copilul le mănâncă școală. Până la părinți, copilul le mănâncă școală. Până la părinți. Dacă părinți, nu, aici vizează fix contracte. Atât pentru produse, cât și pentru transport. Dacă nu am înșelat eu cum am zis, poate și calitatea, nu am prețuri sau de, nu? Atribuirea contractelor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea măsurilor educative. Diferent. Deci, a contractelor. În contractul respectiv precizez ce anume, cum, ce câte calorii, câte... Aici sunt niște standarde. Deci doar serviciu nu înseamnă neapărat... Dar nu oricum n-am venit. Da. Bun. Mai sunt alte întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Deci nu reasumăm, precizez. Da. Împotrivă, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul adic Bacău. Cotizația, să acum e cotizația la ce are? Cotizația. 1000 lei, nu? Nu, anul ăsta s-a schimbat, este la 10. Nu? 1000, da. Înainte era 100. Era 100, acum mai este 1000. Da, s-a schimbat pe întrebări? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci unanimitate. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 2 a anului 2021. Se înscrie scrieri la cuvânt, da? Beța. Cine mai era de acolo? Alcău. Cică. Cine mai e? Mai e cineva? Da, da. Aici va la cheltuieli, suma cu bunuri și servicii curente de tribunal public. Mi se pare puțin cam mare suma asta. Ce s-a făcut bine? Sau ce este? Aici ar trebui să... E vorba de 11.500 de... De variat. Doamna contată de cum o să vă explici, cum mergeți la bureau dânsii. Deci eu detalii dânsa au lucrat. Și ar văd drumul și coduri. Iar o sumă. Cât? 20.000. Păi 20.000 este ce s-a făcut și drumul când aici s-a lucrat la... Și la balastare. E întreține iluminat public, iar are 23. Da, adin... Ne... Cu ce i-am întrebat? Vreau reparat, s-a făcut încă de reparare. Eu am făcut motivația să de la Nice, cu zis ca să trimitem... Da, nu s-a ocupat, dacă bine vă clarificați. Să trimitem numărul de stâlpi care se vadă. Am trimis cam mulți stâlpi deocamdată în care nu există iluminat ei. Nu s-au văzut două luni și de când ați făcut ultimele sesizări, nu s-au luat nimic, așa nu mai poate ăștia în dăm. Aici, banii ăștia îi dăm, dar te intervenim. Dar să clarific când dacă ați făcut sesizare și i-a spus votamă unde sunt? Domnul primarul, dacă poate dânsa, vă rog frumos, puteți să interveni și dumneavoastră, să-i zice, duceți-vă acolo, faceți că... Și nu mai faci, eu am întrebat dacă mai sunt plângere, sunt, am fost transmisii prin telefon, stâlpii care mă întâlnă. Vă mulțumesc. Da, da, vă mulțumesc. Da, domnul. Vă zic din stare, am fost de acord cu această execuție bugetară, în ceea ce privește cheltuielile privind serviciile de salubrizare. Da? Deci pe 3 luni, noi ca și comună, care ne plângem că nu avem bani, plătim 88.000 de lei pe 3 luni. Raportat la tone înseamnă 220 de tone de gunoi, că e menajer, că e reciclabil. Nu suntem noi în postura să ne permitem să plătim 88.000 de lei pe 3 luni? V-am rugat în ianuarie, știți că m-am rugat, neoficial. Domnul Cătălin, haideți să facem ceva. Să educăm oamenii, să reciclăm, să colectăm. Gunoiul nu se poate, deci ca suplimentar, să cresc cantitățile, nu este vină, nici prima dată, nici dacă avem. Eu nu, n-am considerat vinovat pe nimeni. Am zis că noi nu suntem în postura. Dar nu trebuie să-l plătim, dar nu-și face, dar vedeți că ajutorul nu mai are nu? Nu, dar ce v-am rugat în ianuarie? Era mai mult consilier acolo neoficial. Haideți să colectăm noi selectivul, producem și bani din asta. Sau încercăm măcar 6 luni, un an, vedem dacă se poate. Și-au demarat, da, și pentru colegarea selectivă, dar toate combinarele alea care sunt, uitați, la fost
scaunul, le-am schimbat la intersecție, le-am schimbat lacătă, le-am rupt lacătă, aruncă coaia, aruncă, deci nu poți să monitorizez, aici e vorba și de comunicarea și de relație cu omul. Omul poți să-l urmărești non-stop și vezi cine aruncă tot felul de nenorociri. Că văd, ori selectiv, ori nu-i selectiv, condiții s-au creat către comunitate, dar problema e că nu le știi cu tine. Păi zic, nu sunt prea multe suficient, mergea într-o fel pentru că putea veni o consilieră să se colecta cu noi, dar un voluntar care a primărit părul sau părința locală, dar nu fiecare dată treabă că se rupă 4 zi de săptămână să se ducă. Bă, deci, săptămâna asta am anunțat, nu, săptămâna pe care nu mai putem colecta cu noi, dar nu încerca să reciclați, încercăm să-i ducăm oamenii, nu toată lumea știe, nici eu nu știu. Degeaba că câteva persoane selectează container, vin unul, au dat-o tot oricum. Domnule, dar aici trebuie implicare, deci numai din partea segmentului primării, din partea tuturor. Păi din partea tuturor, dar ce interese se întâmplă? Atunci dumneavoastră v-a convine să plătiți 88.000 de lei. Nici nu convine, pentru că automat orice cantitate suplimentară generează la anul cheltuieli suplimentare în cheltuielul omului, pentru că... Corect, băiatul. Dar nici niciodată ați încercat ceea ce v-am propus să vedem la făcut în știință. Dacă este un viabil sau este viabil. Dar ca să colectezi un selectiv nu se poate. Deci trebuie să-ți încerci servicii sau unitate, deci garantat. Este firma... Odată pe săptămână, ce poate să colectăm plastic? Odată pe săptămână, sticla? Odată pe săptămână, cartoanele? Păi ce vreau să nu crețeam? Da, domnule. Pentru gunoi, venit... Eu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că așa trebuie să funcționeze pe ebunic. Că omul să-și fie și eu conștient, dar dacă are containerul, scrie clar, sticlă, scrie pe el ca tot, scrie plastic. Păi dacă vezi 3 luni și tot ea zice, nu poți să colectezi pe asta pentru că nu ai sticlă la sticlă. Da, dar vedeți că containerele sunt colectivii, nu e al unitate. Care îți poate să te face cerpe la proținul județean, cum să vedeți la fiecare familie, pentru hârtie, pentru sticlă. Așa, încă nu s-a demarat programul ăsta la nivel județean ca să dea la fiecare, că așa ți-i bun. Este corect ce spuneți, eu sunt de acord 100% la filia asta, dar o să mai facem în știință, dar până nu are omul containerul de 3 culori a lui, dar vedeți că nu a dat drumul la programul, domnule, la Consiliul Județean, a zis că a dat drumul. De ce nu cunoaște? Așa. Ei au lucrat de mult containerele, cele mari. Da. Și fiecare selectivitate... O să vă spun, știți ce cantitate a avut Măgirești în perioada 12-19 iulie? Ca și tonaj pe săptămână? 2 tone. Știți ce cantitate am avut? Noi știți, nu aveți cum să știți. 19 tone. De ce? Pentru că au mers încet, încet, dar nu mai sunt o grămadă de primării care fac lucrul acesta. Ce ne costă să încercăm? Poți să consemnezi, poți să le-am doamnă, acolo le-am spus. Păi până consemnăm... Domnul primar și domnul consilier, vă propun ca cu bine de mare. Să fie retrasă. Trebuie retrasă. Să fie retrasă de la DNM. Fiindcă eu am văzut, opresc mașini din trafic, inclusiv am văzut furgonete care vine și descarcă tot gunoiul, tot sacii în asta. Și noi plătim la rândul nostru, noi plătim lucrul ăsta. Deci toate pubierele care sunt la drumul public, se vadă locuitorii ce plătim noi, da? Deci cei de la drumul colectează de la Mărgineri până aici, cine plătește? Vă rog să spuneți cine plătește. Cred că știți situația în caselor și a plătit unul acolo. Și de la pubierele de la TNU, ar trebui ele la noi, la biserică de la noi. Până la urmă, noi plătim și un... și un... Dacă vedeți în chestia în totalitate... Și mai adică la district, districtul... Da, da, colectează de la Mărgineri până aici. Da, are contract separat pentru că este societate. Aici putem să vedem... Păi nu poate asta, dar... Păi nu sunt carte la noi. Are el contract... Nu sunt primar de la districtul de sărbători. Păi dar noi, că noi, gunoiul care l-au luat din parcare, l-au descărcat în tomberoane din noastre, la primărie. Ce văd așa, la ei, nu e... Tot este aici la noi din urmă. Da. Nu e... Dar eu menționez. Nu, asta e separat, n-au treabă, din nou, nu-l ia cu noi. Varianta cea mai bună este de a retrage toate containerele mari de pe drumul național. Și mai bine ar fi puse containerele mari pe drumuri și portale. Interiorul s-a plecat, atunci nu se... Și atunci, de la Bacău sau de la Pâine? Sau de la Pâine?
și unul local să-și ia girul ca să fac treaba asta. Nu, 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 dar vreau girul. Sunteți de acord ca aceste cotoane remare? De la DNA? Da. Dumneavoastră, votați și eu la vostru. Eu sunt de acord. La lungheța umană. Doamne, tot ce este la domnul Zona. La DNA, noi sunt ei. Pe uliță. Pe uliță. Tocmai pe porțiunile cele mai vulnerabile, cele mai... Vreau să vă mai credeți o spație ca să vedeți cât este la lucrurile. La 31 aprilie și la 2020 am avut în casă de nivel de 167.000. Primăria a plătit 291.000, deci înseamnă un deficit de 124.000, 361 plătiți. Este deficit numai. De locuitori acestei comune. Este imposibil să cred că ei nu vor înțelege acest lucru, că o să se răsfrângă asupra lor dacă mergem să colectăm selectiv. Sunt de acord, dar e utopie ce spune. Nu cred. Dar am încercăm? Încercăm. Ce să nu mergem? Dacă în 6 luni înseamnă că mergem și plătim 88.000 trimestrial, adică 3 miliarde aproape în fiecare an. Din fond de bani și o văd aici. Da. Ce firmă vine să ne iau selectiv? Ce firmă vine? Păi sunt o grămadă. Vreau cartul vine să-ți iei hârtie igienică, cei de la, îmi scapă numele acum, vine să-ți iei metalul și sticla, imposibil să nu cumpere ceva. Nu puteți să-mi spuneți mie că nu sunt în condiții în care la nivel mondial e criză de plastic, de sticlă și de fier, noi nu vindem asta. O să spunem, strângem să vizim. Este o idee nemai convenită. Dar trebuie să găsim firmele care colecționează. Da, doamne, dar nu ne găsim, mă ocupe să le găsesc, dar imposibil să nu vine cineva să ne strângem. Nu poți să te ofoc, tu totul trebuie să fii tot de la administrația locală care e. Nu poți să... Și ca să trebuie văzut în primul rând contractul cu Românătrești dacă prevede, dacă acum am clauze, ca să ne gândim, poate să nu mai vorbim la problemă. În momentul în care nu este compromis, dacă 30% din gunoiul respectiv este compromis, atunci așa e alea și-l adună la total. Deci, în momentul când gunoiul este așa, dar noi având tomberoanele puse alea mari la DNU, acolo vine și cartoane și toate și le aruncă tot și de-a noștri și, și din trafic, normal că nu ți-l mai iasă efectiv și ți-l duce la altul. Când ridicăm tomberoanele, ești gata. Sau de chestia, au din toate și aruncă gunoiul pădurii, tu cu cărăță sau tot în mașină. Aici ai poliția locală trebuie să-și facă treaba. Dar știți, banii pot să-i 1% pentru energia verde, da?
ați făcut un pas spre această direcție. Dar nu am proiect, e schimbat, ai votat și dumitale. Este să scoate certificat de urbanism pentru schimbarea la toate lămpile din comun. În Balad. Păi da, așteptăm. Nu mai am venit. Ați ieșit bani, nu v-ați venit vouă. Da, în fine, haideți să dacă domnul Cipu, mai Ionuț. Arată de lumea ce fiat, la execuții, Ionuț. Ce s-a achiziționat? O să luați legătura, dacă nu ești de fapt, dacă doar la contabil în concediu, nu pot să spun eu exact ce spun. Domnul primar, dar bănuiesc. Nu pot să știți cu toate. Din asta trebuie să știți. Din asta trebuie să știți. S-a luat în consecuare, s-a luat. Deci, acum, dacă ați venit, vă rog frumos, vă opriți la cămării de pâine doar la săptămâna, și vă documentați. Și să vă spun, dacă nu... Asistență juridică. Asistența juridică. Avem un proces. Ce proces? Și mai sunt. Dar ați zis că l-am câștigat pe acolo. Da, da, așa, deci din nou. Și mă mir, poate fi definitiv și revocabil, pentru că acceptat. Deci ar fi procesul cu un constructor, da? Și mai e vreo... Da, mai sunt. La mine, din care s-o lua la primărie de la Ava și Vierde. A fost la contestație de timp am organizat la care de medici, știți? Votile nu să vină răsătăția bugetare, nu am să votez, dar cum vrei nimic. Pentru că trebuie să încercăm să facem ceva, chiar de noi, din perioade ce... Dar domnule, am luat niște amici, dacă nu mă înșel, nu? Am luat și niște amici. Am luat, deci am luat. Deci alt bani, care îi dăm, degeaba. Încă noi dăm, dacă ea niște dăm. Păi vorba. Păi dăm, asta îi dăm. Păi vorba. Păi vorba. Mai... Acum mai poți să fiu, da, cu culorile așa. V-am cerut în cererea aceasta, eu mai multe solicitări, dar nu am mai primit niciun răspuns, în care era inclusiv telefon. Am discutat, cred că în fiecare ședință, și v-am zis, orice solicitare vine de către un consilier. Maxim 30 zile, să spun, ca și persoana care locuiește în comună. Ca și consilier 10 zile. Sau măcar până la ședința următoare. Cred că e a treia ședință, n-am primit nimic. Contractul de la telefon internet post, 19.000. Ce prevede? Câte numere de telefon sunt în acel contract? Da. Chiar pentru că nu se reziliază contractul ăla. Adică nu se reziliază, că a congelat la scadență. Nu se reziliază contractul. Da, ajunge la termen, trebuie semnat. Deci, dată scadență la camere, la camere de la VD, deci contractul ăsta sunt camere la VD din comună, pe internetul la primărie, telefonia la primărie, fixul și mobilul. Încet, încet au început să încheie contractele. Acum, din august, o să expire și contractul, adică cu numere de telefon care există la nivel primării, o să se facă o selecție, o să diminueze din telefoanele de servici, din numere de telefoane, în august și atunci o să inicieze un contract nou, telefoane mai puține doar și pe telefoane de servici. Dacă nu ați așteptat schemele vostre ca noi să nu vedem câte numere sunt, eu am solicitat o treia oară, dacă nu am încerc. La până la următoarea ședință. Sau cât mai... Deci la mult solicitat, mie mi-a solicitat primarul, dar eu am apărat de specialitate. În mărire faptul cu domnul secretarul cu sănătatea mea, că mărți și-ți vă prezentat date, da? Nu, eu zic că nu se poate... Nu, zic că nu se poate... Eu n-am cerut acolo ce număr de telefon e sau... Poți să spuneți de rusă, rusă, o să-i terminați, să-i terminați. Câte numări? Două de cine le-a dat? Sunt cinci care le-a dat. Da, domnule. Își nu, două de nouă. Păi, nouă. Eu am spus așa. La tot ce cred că se poate face. Dacă încerci și nu se poate renunța la ele, că la urma urmii acum am un telefon mobil, ăla are toată lumea în... Dar nu la telefon mobil, dacă și reziliați pe ăla. Când plătim abonamentul noi... Dacă telefoanele niciodată nu s-au plătit, au văzut ce trucat pe ei. Abonamentul omului care lucrează la primării, numărul ăla de telefon, ăla trebuie și ăla aia. Telefonul și reziliați. Dar nu ce văd. Voi mai venim în primar să se pună la dispoziție, domnul secretar să ne pună la... Băi, o să vă pună, dar uitați că... Probleme. Da, o și vă pun altceva. Cam atât. Da. Pentru ce puteți să spuneți despre încărcare rezervorată, 133 de milioane? Păi, la rezervorul de apă de la Spărțeni. Deci asta de când? E execuția bugetară? Pe trimestrul 2. Păi da, pe 6 luni, nu? Pe trimestrul 2, adică, luni, da. Adică pe 3 luni. Da. Ce lucrări s-au executat? Ce lucrări? Este omul care creștează servicii la... A, pentru... Păi da. Pe
nu spune așa, da. Prestări, servicii, încărcare, da. Rezervorare. Da. Deci 133 de milioane pe 3 luni. Da, că e cu TVA. Da, bine, da, dar omul nu trebuie să știi cetățenii. Da, corect. Bun. Materiale cu caracter funcțional, 120 de milioane. Nu, fornitor de biroi separat, 12 milioane 500. Materiale de curățenie, 25 de milioane. Da. Vechi, carburanți, 36 da. Milioane vechi. Transport, 6 milioane 310, 631 de lei. Da, asta e vorba de pasat. Deci materiale cu caracter funcțional. Nu știu. Alte bunuri pentru întreținere și funcționare. 283 de milioane, 28.361. Da. Da. Nu reiese bani. După ce zice că nu avem bani de investiții. Alea cu curentul electric, ce am spus și reparații. Deci suntem consilieri și doar... Dar aveți tot timpul la dispoziție, domnule, să vă la contabilitate și vă verificați. Doar vă spunem că cât de cât acest... Deci cu dragă este vă duce și vă verificați cu contabila care știi cu ce spune. Da, domnule, dar eu nu sunt contabil. Aparatul de specialitate al primarului este format din toate compartimentele. Domnul primar, contabil, vă venit cu niște documente în spate pe care dumneavoastră le semnați. Doamna președinte, dacă nu este consemnat aici, deci dacă nu este defalcat, înseamnă că... Dumneavoastră nu aveți voie să spuneți că nu știți ce ați semnat. Da, da, dumneavoastră știți. Doamne, Maica Domnului, dar dumneavoastră semnați ordine de plată, domnule, în ordine de plată, în partea de jos, spune ce reprezintă. Doamne, Maica Domnului. Ați făcut patru aparte din structura care... Da, dar n-am semnat niciodată în ordine de plată eu. Deci, dar știți cu social privat, tot la fel stai ceva. Da, corect, dar... Da, ce vreau să completez? Prima oară să fac o precizare. Noi toți consilierii vrem ca domnul primar să fie o filă din Google. Am accesat și să ne zică tot ce este. Nu fac referire că sunt colegi de partii sau asta. Toți dăm pe primar, că el este. Tu ai venit cu o propunere, am discutat-o. Da. Vai rămâne la nivel de propunere. Fă un proiect de hotărâre în care zici proiect de hotărâri privind aprobarea colectării selective a deșeurilor, ai aprobarea noastră a consilierului și domnul primar trebuie să o ducă să o spun. Nu neoficial, neoficial vorbim de când am început mandatul. Deci noi, ca să putem face, să ducem la realizare un proiect, trebuiește să-l inițiăm, primim aprobarea sau nu primim aprobarea colegilor și atunci trebuie să o adeu să-l ducă la îndeplinire. Și de pe atunci avem... Așa nu facem. Asta este, că dacă nu rămâne la nivel de discuție. Da, mulțumesc, frate, domnul. Asta e corect. Ca primar, toți dăm în el. La nivel unde să știe, el e ca o filă vocal, trebuie să-l zic la toți. A semnat omul, că am citit și eu, dar nu pot să îmi încarc memoria cu 170 de pagini și cu 170 de cheltuieli să le țin. Am înțeles. Asta. Doar am comunicat unele lucruri pentru curățenirea lucrurilor. Inițiază aia de un proiect de hotărâre, ai aprobarea noastră și domn primar să-l ducă la... Și atunci, dacă nu îl duce, înseamnă că e rău intenționat. Și asta este ideea. Adică să intrăm în și ăsta din Călțoate și din tot felul de asta și aia și domnul ce-a zis e mai degrabă, o a adus la cunoștință, știm ce trebuie făcut, deja ce ai face 20.000 de gândi și pentru să retrage o belă de pe marginea drumului, îi trebuie cu un an jumătate care se poate face. O să-ți întrebi la următorul mandat pe tine, că ai fost candidat pentru primărie, o să-ți întrebi ce-ai realizat în cei 4 ani din consiliu. Asta e menirea noastră de consiliu, ca să aducem la cunoștință. Atunci ai o să ai, o să vină posta de acolo, am inițiat un plan de hotărâri. Domnul Odor, nu cred că cineva este împotrivă. Problema este, asta este menirea noastră ca consiliu, să zic. Nu sunt lumii pe asta. Nu este drumul bun. Este cu noi, eu plătim degeaba, ce au zis și domnul Balcău. Asta e o discuție, da? Hai să te întrebi.
Deci până la urmă, ori cui trebuie să ne ducem să vedem. Dar nu ce mai făcut proiectul, că pus te hârtii, domnul, ce te hârtii? Dar nu mai zic mai bun, ziceați, dar el are o viziune mai bună, face proiectul, hotărârii, noi suntem de acord și dăm drumul la treabă. Orice proiect, hotărârii, bine, bine, că ei inițiază costuri și asta, asta, și suntem de acord, atunci susținem orice colegă de acord, dar suntem de acord. Haideți să discutăm, și rămâne în locul. Haideți să continuăm. Da, mai zic. Doar în ideea ca să se facă ceva. Da, 10. Da. Nu știu că a fost pentru el la Tu știi la diverse. Am văzut că e diverse. Păi, la diverse. La diverse, la diverse. Bun. Mai departe, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.000 de lei pentru doamna Galeru Elena. Știți că s-a discutat la ședința trecută la nivelul verbal și acum am făcut proiectul ca să-i dăm drum. Aici aș avea de adăugat. Deci, se scrie la cuvânt. Beta, Zanfirescu. Oala de fapt. Da. Și eu, doar dacă în cazul da. Deci, Beta. Dan Tedesco, Parcău, și cine? Și cu Sat, și cu Mandu. Da. Toni. Da. Am văzut de acord să-i alocăm 3.000 de lei, domnul. Da. Așa. Pentru, aici așa pune să facă, cred că, un șanț deasupra, nu? Ca să nu mai vină apă, nu? Consolidare. Consolidare deasupra. Un zid. Un zid, nu știu, un șanț așa. Ei, ideea este... Cine sau cu cine să face lucrarea respectivă? Nu mă interesează, noi livrăm banii. Ce vreau să aduc? Dacă este vorba de făcut un șanț, este o propunere, adică o aduc, domnul face cu ce vrea. Decât banii aia să dea la cineva, nu mai degrabă ar închiria bulbe escavator de la primărie și banii respectivi să se întoarcă la primărie. Nu pune de o gradă aici. Dar unde scrie? Unde scrie? E curtea omului acolo. Unde se faci cu pata aia? De la aici pe da. Acolo terenul. Nici pe elicopter. Deci construirea cu ordinul. Da, mă, digul, e șansă cum îi trece pe o gradă. Șansă din băie de jumătate pe o gradă. Deci noi îi dăm ajutor cu omul face cu oră. Ce poate să facă? Ce poate să facă? Ce poate să facă? Ok. Atât. Pur și simplu un ajutor. Atât. Atât. În ordine. Vreau să fost acolo ce se sumă asta de bani care nu cred că cheltuie respectivii. Este eficient sau? Adică, eu, omul dacă, să ceru bani, vrea să ceru bani. Dacă dânsul a făcut solicitare și a zis că de banii ăștia să-și ia materiale, că manovera o face dânsul, bănuiesc că interesul, fiind curtea lui, e să facă cât adică mai ok. Adică, suma asta de bani, nu prea de noi. Este. Face o consolidare, că era de asta. Să vă pun ca altul, dar de asta aveți idei că... Mai pun și dânsul. Noi ajutăm cu cât putem, că noi nu cu suma asta bătând cu ei și termini cu aia. Face și omul. Mai mare sau astea? Nu. Cât poate în primăria? Cât poate. De ce nu fac eu? Stai, stai, 2.000 sau 3.000 de lei. Este un ajutor acum. Un ajutor? Noi. Că trebuie și dânsul, normal. Vecinii din rând au făcut bără solicitare, că nu sunt de aia, nu. Dar el ne-a afectat în partea de aia. El ne-a afectat, adevărat. Părerea mea e să vină și ceilalți vecini să solicite, măcar să facă pe porțiunea superioară, partea superioară. Nu, zic și eu, e și dreptul lor. Și eu sunt de acord să vină și ei, să-i ajută și ei. Am întâlnit un altul oameni care au făcut acolo în dealul. Domnul Ila, să pună din comun acolo să facă un dig acolo ceva, făcut ceva definitiv. Suspideal. Făcut un dic ceva, a ta se poate face. Se pune pe acolo. Domnul Ilas a zis că nu i s-a comunicat nimic. Din partea primării. Dar bun timpul, dar trebuie să vină și oamenii. Sunt adresi făcut cu proprietatea. Ce am înțeles, ce am înțeles acolo între lumea? Acele proprietăți deasupra caselor sunt a
persoanelor în cauză. Care le-au dat la el așa. Da, le-au dat la el așa. Ăla o să fac până în marginea ăsta și acum suportă consecințe. Domnul îi lasă de și eu. Teoretic, dar domnul e așa să vii suferi cu orice. El este direct responsabil. Hai să aprobăm să facă un joc. Da. 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 Partea acelor persoane, înjosea primarul, oricare ar fi fost, fiind Cătălin când era aici, înjosea, dar acum fiind îl înjosea că primarul este de vină. Nu. Deci primarul este de vină, dar proprietatea lui deasupra i-a dat-o lui Ilaș ca să ia arendă pe el. Foarte corect. Da. Doar acolo nu se sunt de acolo cu suma. Nu sunt împotrivă să-și facă ce vrea, dar acolo este treaba proprietarului și a domnului Ilaș care ține de acel teren. Cum aparține și șanțul de plan. Dacă omul își curăță șanțul și podul, trebuie făcut ceva de vie de la subiect. Că și la mine vine apă. Domnul, ați fi serioși. Omul când are unde să duce la autoritățile locale, unde se duce să-și verse oful? Dar de ce nu să-și de ce nu să-l trimitem la oficiața de mână? Proiectul de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren situate în satul Scorțeni, comuna Scorțeni, pe care sunt edificate case atribuite în baza contractelor de concesiune încheiate în anul 1995, parcă, nu? Da. Cu o precizare, prețului de vânzare a parcelelor de teren a celor 6 parcele, doar 6 sunt. Atâtea că s-au încheiat ieri. Nu, aici, dacă noi aprobăm a parcelelor, 6 6 trebuie precizate și un care au făcut și solicitarea, că Nu. Pe baza unei hotărâri a consiliului local, orice altă parcelă care mai este atribuită pe baza unor contracte, da? Se poate merge pe acest. Nu, dar documentația și pe proiectul de hotărâre este specificat exact care sunt. Da, eu am spus. 6 parcele de teren. Da. Deci doar acele 6. Atât. Discuții? Beța? S-a făcut o evaluare? Da, da. Este o făcut comisie, nu? Atât, 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 este. În restul. Discuția acum, altcineva să-mi scrie la S-a făcut evaluarea, așa, 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 da, nu. Și ea așa că vreau așa așa. Deci că avem nevoie de canalizare, de parcă, de... Nu. Ideea este că o să generoze costuri parcă la 1.000 euro pe... La măsurători. La măsurători e și comisie. Să nu fie discuții după... Nu. Da. Mai are cineva să mai scrie? Are ceva de spus? Nu. Supunem la vot cine este pentru. După 20 ceva de ani, poate să fie proprietar. După 20 de ani, poate să devină proprietar. Deci, ok. Da. Cine poate devină proprietar fără de TVA? Poate nu știu, vă spun prețurile sau nu? Da, știau, atâta e și la evaluare, noi nu putem... Păi nu știu, dar cred că așa ce dă ținerea, că a fost în spari, cum e spari, că ține, dar... Normal, cum s-a trebuit terenul gata, să nu se mai atribui și să scoată ca să vină intrabilar, intra-extrabilar, intrabilar și plătești și 25 de ani de zile, normal cam gratis să dați să atribui terenul. Nu e vorba, doar înțelege, dar nu face după 20 de ani sau că plătești. La diverse? La diverse? Cine se înscrie la cuvânt pentru diverse? La diverse? Da. Meța? Cine mai este? Primar mai da. O zi frumoasă. Cică? Voi face plas când crema. Să vă dăm. Felicitările ne primim după. Da. La urmă, 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 la urmă
Eu foarte rapid. Problema este, domnul primar, știu că nu depinde de ca instituția primăriei. Este o treabă care eu cred că trebuie rezolvată cât de curând. Ne ducem la prefectură, pe Oroș și Mândi, să ne ducem, cred că o să ieșim și în stradă. Lipsa semnelor de circulație pe raza comunei Scorțeni. Pe DN-ul, accidente după accidente. Inclusiv am vorbit cu băieții de la poliție, am vorbit la poliție la... de trafic. Lipsa semnelor. Domnul Ciorcelu zice că e legat de muncă, nu poate să facă nimic, cu dânsul am vorbit tot la fel. Deci, ce facem? Vă mulțumesc unde? M-aș întreba, vă dau răspunsul. Acum am permit să dau masca, ce intră și-o sună de ceva. Am revenit chiar ieri, o revenire la Treșu, am văzut cu domnul Valentin Ivace, președinte, după 50 ani, săptămâna asta, a luat ei, cu privire la aspectul ăsta, deoarece noi am făcut o grămadă de solicitări. Solicitări sunt făcute și către prefectura județului Bacău și către Consiliul Județean. De ce? Partea de deșeu de la intersecția cu drumul cu Sândulieni, drumul județean și este în subordinea Consiliului Județean, am sentit special. Drumul național DN2G este în subordinea CNI, da? Adrese făcute și cu, după discuție care le-am purtat, dacă v-ați aminte, cu câteva ședinții buni, cu domnul Mondru, cu zona de la bază, care e DN-ul, unde trebuie fece de pietoni, cu DJ-ul în fața mării, unde trebuie altă trece de pietoni, din Grigorie la fel, cu soluții suplimentare și cu scorgeri, cu acostament, cu semne de circulație, cu totul s-au făcut adrese și revenire la adrese. Acum vreo două luni, anterior de a se face vaccinul la primărie, a venit pentru promovarea acestui proiect domnul subprefect Narcis Zitaru și s-a dus la conștiință de prevenire și domnul Mihai Gheorghe, șef de post, cu privire la aceste aspecte și la solicitările care le-am făcut noi către ei. Mi-am spus în felul următor. Reveniți cu adresa domnului primar și treceți în, în atenția subprefectului. Am făcut adresa, am vorbit cu dânsul și săptămâna asta, după ce ați vorbit dumneavoastră dimineața cu el, oprit la primărie, i-am adus aminte că i-am trimis adresa, posibil să nu fi parvenit dânsului și să se duci pe serviciul intern al lor și să nu fie ajuns la domnul subprefect. Am vorbit, am trimis adresă, este făcut și ieri, aștept pentru că eu mă pot și nici eu și nici dumneavoastră, eu sunt nemulțumit, dar noi nu putem pune în circulație, că eu nu trebuie la circulație. Și eu știu, știu, că de-a tocmai de asta. Am făcut toate de asta. Domnul primar, dacă să fim și noi solidari cu toate lucrurile. Și inclusiv și dumneavoastră și noi ca și consilie. Da. Chemăm o televiziune, domnule. Și cu inclusiv mergem noi ca și consilie. Da. Mergem cu televiziune, televizăm și o să fie dat și pe sticlă și pe ecranul ăsta. Că dacă pe ei nu-i doare cap, curba aia de la stație. Nu, să mă după ce am vorbit cu domnul președinte, mi-a spus și am trecut în atenția domnului și eu sunt sigur că domnul președinte îi rezolvă treaba, că am înțeles că la DJ-ul este o doamnă director, la navre ce numele, și mi-au promis că se rezolvă în atenția dânsului. Deci știi că revin cu adresa. Știi ce mă intrigă faptul? Nu știi ce mă intrigă faptul? Mă intrigă faptul că de pe comuna, pe directorul comunii Ardeoane. Deci se face lucrări. Semnele care nu sunt vizibile să fac vizibile. Noi semnele care le avem nu sunt vizibile. Copaci, frunze, n-ai de unde să vii. Inclusiv săptămâna asta au fost iar accident la acolo, ați văzut. Iar a intrat o mașină fără nesemnalizat, a intrat direct în ogradă la Mănase. Știți destul de clar. Deci facem ăsta, cum îi zici, colecții de cuști. Bine, la primul accident anterior de la Mănase, aici nu am dezvoltat, dar la primul puteai să ai semn circulat. Dacă ai semnă de circulație, e altă treabă. Ăla care a intrat în fața de ieșiute și la viață, ai văzut semnă de circulație care nu se vede ca ai la copacilor. Știi? Într-adevăr, mai ales de la mine, că vorbim cu viteză extraordinar de mare. Mai ales dacă vreau... Limitatoare de mare. Să dea apă, să dea apă, să dea apă, să dea apă, să facem împreună, că nu-i facem. Hai, cine mai are următor? Domnul Pantol. V-am mai rugat și-am dat pe stație, de domnul primar. Vă arăt o poză, asta era făcut în mai, acum cred că nici nu mai este. Vă rog frumos. Super frumos! Dar și din ce nu o fac acum? Pare bun. Vreau să-și dă strat. Deci eu am făcut și măsurători, am și vorbit din materiale. Săptămâna viitoare, dacă de domnule Dumnezeu, v-am spus că vreau să extind, să mai fie trei cale de luat vedere. Una o pun în parcare, la ieșire acolo la Dunaș, pe altul nu pun. Că le pui degeaba, iar nu mi-e spate. Și am vorbit, apropo, dacă tot am discutat pentru tinerii de la Florești, au venit domnii la Ion, a făcut solicitare de 3.80, 2.20 de stâlpul de la stadion, unde o să punem și acolo o să punem o cameră, da?
Și solicitare ca să ne legăm și la pat, și că suntem în lumina public, parcul din Spățeni, să fie legat permanent la curent. Și 380 la primărie pentru schimbarea centralei dinamice de energie electrică. Deci am făcut solicitările, de-aia eu pot să le repar în două zile cu doi oameni, de la primărie, cu băieții care am imediat le repar. Dar dacă le repar, și nu scam, atunci am repar. Dacă punem tabla, ne facem virus. Că asta, asta e la repare, am făcut. Dar tabla sunt oameni. Nu e adevărat, tabla aceea amprentată este foarte frumoasă. Păi recomandă din care e tabla și dacă nu e tabla. Da, 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 da. Recomandați-o că. Terenul din fondul ăla în ce stadie? Mai trebuie ca la pământ. La Grigoreni? La Grigoreni am luat materiale și sunt custodii aici, așa, le-am luat balastul ieri și a făcut și băieții când vine domnul George cu băieții și a făcut să le plate niște. Băieții sunt nemulțumiți, durează mult. Durează pentru că eu cam cu mașina plămării și clar cât am și că am timp. Așa că sunt genie de o bascolă și capul și dați creșteți pământ. Acum am avut, eu am văzut în Europa, m-am apucat din drumul ăla spre Slugari și pământul e generos și bun. Și mai am decărat și nici nu, dar o pot să zic cu mașina, mai văd că ne-am apucat în spate la păduri. Pământ, și ei pământ, pot fi chetroaie. Mi-a spus, mi-a recomandat domnul Cipri din colțul ăla de la 4 să stă. E un balastru de ce să fac? N-am de unde. Trebuie să găsesc. Acum am. Dacă merg până la Petișor și Tarul pe drumul ăla și mă duc cu șantre, văd că de atât îl fac, am de unde să fac. Din gărdit pe terenul sau în Mau Parc? Acolo ca un... Câți bani aveți la loc? Pierd, pe drum ce vreți? În partea de spre tată, loc, cred că trebuie un pul vreo 60 cm. Adică jos nu faci nicio problemă. Da, dar nu îți mai iau pământ acolo. Recomandați-o când se iau, trebuie cu mascul. E dar tot pozit și mă atunci acolo la... Și nu ce gândesc ca spier de la voi, că e la diferență, nu e din 60. E de la mai cu balafru, ce e în spate, să punem acolo și după aia să punem o strada de pământ. Da, bă, dar îi fac formulat spier din drum, au fost și nici drumul, îi fac cea cu trei. Eu, dar lăsă, dar era de frumos de dealuzat, cu pic, zonă așa, cu colță. Deci poți să intervenim și un pic de dat. Da, da, da. A fost ideea mea și a văzut la cu acel verier și a tinerilor din Florești. În urma discuțiilor și ce s-au mai discutat, ce s-a înțeles cu sârmă de aia subțirii, care eu nu știu. Ultima discuție nu s-a discutat și cu mine. Vreau să fie, dacă o facem, să fie exact cum am vorbit la început cu plasă, ca mă, dai cu mingea de astea, sunt doi, sunt da, ce la anul o vom reface. Deci să fie exact cum am discutat la început. Nu mai schimbăm soluții și astea în mai proaste. Mai bune, dar să facem cât avem la anul ăsta de tipare. Nu, avem rectificare în august, dacă avem și avem bani, dar... O să avem bani pentru să punem pentru creșterea de... a crescut acum materialele, a crescut acum... Să punem bani, neapă să-l facem, să terminăm anul ăsta, nu lăsăm pe la urmă. Oricum îl terminăm, dar să terminăm prima oară partea cu pământ. Să terminăm partea cu pământ. Ce-a fost ridicul ăla, apelarea plată? Poate tinerii nu știe că acel pământ a fost bănat din mine acolo. În care am auzit, auziți? În batalie. Domn primar. Care au scos din batalie, au dus să lăsit parcării în drumul național la tine. Domn primar. Poate nu știi, consilierul, că acel pământ a fost 50 de mașini care le-a spus acolo, a fost dat de mine. Da, din mine. Și am auzit discuții cum lucrează utilajele pentru mine. Noi, pe care am discutat de creșterea asta, să-și facă treburile lor, de afacerile lor, să nu au discuții de astea. Alea a fost să facă nimic ce am avut acolo, am avut la dispoziție. Pământul l-am dat cu un drag pentru o cauză din asta. Fără niciun bani, fără nimic. Dar la Peșe era așa. Nici nu aveam cum să plătești, domnule. La Peșe era așa, da. Da. Bun, hai cineva. Ați văzut discuții vorbiți. Ca să se găsească cineva la întreabă, trebuia să scarpe. Hai să vorbești, dacă nu sunt strigenezi, știi doamne Tamara. Că eu sunt dator cu două întrebări. Nu, sunt dator cu două întrebări, care vi le-am... Prima cu grădinița. Știți foarte bine că am aprobat bugetul consiliului local, am aprobat o sumă de rulaj a noastră. La stadiul care este grădinița, acum este făcută cu această solicitare de plată către POR și e transmisă de pe 24 aprilie, nu s-a făcut nicio plată la nivel național
avem promisiunea săptămâna asta sau cealaltă să fac plăți. Banii intră în cont, continuăm și rulați, dar s-au mișcat foarte greu, l-am dat la un plen. Ce s-a făcut? S-a făcut cu banii noștri. Asta vă pot spune, că și eu vreau să termină mai repede, că am văzut că am abandonat și partea de centru acolo, că acolo o să vină o canalizare, ce nici nu pot să... Vine mutată poarta, că poarta vine lateral, deci când nu vine în față, că acolo o să vină cu rampă pentru persoanele sau copii cu probleme. Și nu poate, că fiind panta mare în față, o să vină pe lateral, așa e pe proiect, așa se va face. Și eu vreau să termin și o centru. Da, a doua întrebare, mai spuneți ceva și... Nu, 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 mai puteți nimic. Mai adaugă cineva ceva? Eu am... Acum, spune. Aș vrea să mă întreb așa. Ar fi greu să facem noi ca primărie instituțiul ADO, să facem un site pe care să posteze orice. Nu, 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 un site-ul Google. Facebook. Un site. Nu există cineva, adică nu trebuie făcut altceva. Cine ar fi postat, postează acolo. Da, scoate! Dar e zic făcut Chrome, nu e. Nu, poate Google. Nu e site. Vrei ceva să fii și pe aia dacă are. Orice se postează de la primărie, da? Sunt două, trei doamne care postează anunțuri sau de-astea, intră pe site-ul. Ba la unul, ba la altul. Face domnul un site, nu e greu. Păi, l-ai creat și după aia postează fiecare cum vrea. Și intră tot ce puteam și vrea. Eu sunt la dispoziția voastră, când aveți când vreau, că eu cu aici nu mai vreau să văd. Mi-e nici vreau să și face ce vreau de făcut, că eu sunt vă dat la tine la primărie, cui vă ce trebuie făcut și le... Păi de familie și le inițiază. Eu nu mă duc ceva. Da? Păi aminte. Lista achizițiilor publice. Normal. Lista achizițiilor publice se face, se aduce la vedere în prim, consiliul local la 30 zile după aprobarea bugetului. Ați văzut domnul? Dar după aprobarea, lista achizițiilor publice. Nu, nu program, nu program, la care s-a votat cu bugetul dat. Nu ce să zici dacă nu eu vreau să vă întreb acum, ca și consilier, știți ce program este de achiziții publice pe anul ăsta? La mai? Da, la noi. În afară că s-a fost la pe site-ul primăriei. Programul care știți foarte bine, ce-a preparat de pe anul ăsta, așa v-ați prezentat doar deci ce s-a prezentat la buget, dar ce program cu ea pe anul ăsta. Plus, dacă mai e ceva, o să-i modificăm când am nevoie. Dacă Doamne ajunge, avem un colegi care trebuie de marea buget, o să facem o ședință și aprobăm și schimbarea programului cu ce apare nou. Da, e clar. Eu, de exemplu, pe site-ul primăriei am prezentat de bunuri și servicii. Ce sunt? Hai te-ai întrebat la contabilitate, tată, vreau să ți explici exact la contabilitate. Aveți persoana achiziții publici? Ești. Ești, da? Faci treaba sau nu? Faci, nu fac, dar ce faci? Nu te-ai la contabilitate, când el s-a făcut cu partea de achiziții publici, nu? Da. După doamna contabilitate? Nu, dar spun că și partea, deci face parte și contabilitatea din... Cu ce plătim? Și luni plătim. Ok. Mi-a spus acolo la șalte, așa, de... Codul. Lista achizițiilor publice la 30 de zile după aprobarea bugetului, chiar și fie... Menționează la tot, dar să nu prezent, să nu prezent. Trebuie supusă la tot după zilul local, nu moare. Și-au trecut ceva bun. Stai așa ca să spun și o variantă, că parcă știm. De la domnul de la achiziții că după legislație s-a schimbat legislația, nu mai trebuie neapărat să fie acoperit la consiliul local. Doar programul s-a făcut. Restul, din ce știu. Dar o să vă informez, o să-mi chem la ședința viitoare să vă prezint. Nu neapărat ca să o apropă noi. Nu, domnule, să fie, nu să vă explice. Da. Apoi, actele care treacă către fiecare consiliu, da? Pe data de două ani am primit un mesaj. Da? Și până am găsat în primărie, să dau mesaj. Și până începând cu data de... la 22, ora 1, așa de genul. Începând de data de 29 de ședință, de data de 23, începând cu data de 23, puteți ridica mapele de la primărie sau vă fi trimise de mail. La o oră, un alt coleg de-a nostru, care noi am primit, practic, cu siguranță toți au primit, dar fără foaia care e postat. Prima. Există vreo transparență pentru fiecare, cu fiecare, sau aveți vreo preferință? Da, să vă dăm din domnul secretar, ce spun că a fost un proiect în mine sau un fost? Nu, un proiect. Prima pagină, dar nu ca invitație. Da. Da? Cu proiectele de hotărâre. A fost postat la o oră după ce am primit noi și mail-urile în care nu aveam această pagină. În prima aveam doar proiectele de hotărâre exact cum sunt așa, de fapt. Da. Adică dacă e să se dea, să se dea la tot domnul. Nu cred că e o problemă sau... Aici... Domnul secretar, dar nu știu că ați luat până la cu el.
Și v-ați înțeles exact ce sunt de ei și cum sunt de ei. Să fiți mulțumiți aici. E mail nu s-a primit prima. Poți să vină prima toate ei. Și marcele, noi am primit de la primărie, mesajul spunea, pe data de 23, vor pot fi ridicat marcele de la primărie. O să mai personal, nu ne-am nici un secretar. O să iau un cuvântul. Da. O primă, să consideră, să faci ceva cu ăștia care nu știu să spună șapte și podul la domnul național. Da. Pentru că poate apa vine nici o să ia vine. Eu nu propun ceva. Și propun și o propun acum, apropo și din discuția care ați rămas la faza de discuții și din Colșeni. Ai unul dintre voi care vreți, cum a spus și domnul Ondo, să fiți prevăzut în portofoliul dumneavoastră pe 4 ani ca inițiator de proiect, facem un proiect de hotărâre prin care cu inițiatori, nu primar neapărat, procedura, deci inițierea cererea, răspășitarea face dumitale sau dumitale. Secretarul face un tine, n-aveți voi treabă. Da? Cu legislația de spate, cu tot. Hai să-mi țieți un inițiat un proiect pentru ridicarea tuturor de banii și colectarea selectivă. Și atunci și eu mă pot lega, dacă nu am clauze în contractul ăla, mă pot lega legal de o societate la sensul pozitiv. Să aduc o societate, că eu am mai strâns peturi în slajul de omidichile când eram viceprimar. Și venea și așa, dădea două topuri hârtii la primărie, deci mulți bani nu iei, dar măcar facem, scădem din sumile aia. E corect ce ați spus dumneavoastră. Inițiați un proiect de hotărâri, la ședința viitoare la fel. Nu, eu aș vrea, dar nu pot să cumulez eu, două proiecte. Și al doilea proiect de hotărâri, modificăm regulamentul care există la nivel local, regulamentul care s-a aprobat dacă vă dai de zile, cu privire la cetățenii care, după somație, nu își îngrijesc șanțul, Doamne ferește, menționăm, unde nu sunt persoane sănătoase sau unii nimeni, să vă interveni după caz cu utilajul primării. Dar unde nu, deci unde avem podul fundat și nu direa credință și nu vrea, nu îl strâng, l-am luat, l-am pus deoparte, facem continuitate la șanț și vom luat, vom luat și vom luat, nu e la locul parte. Cu adăugare, inițial, ar fi bine să le facem noi ca primării oamenilor. Deci, așa de fapt, sunt problema cu nu se poate? Da, doar nu se vede. Dar cum să-i faci tu? Cu buldo? Nu se poate? Da, da, da. Și trebuie să-i problema cu buldo, dar care e un rifoca. Tu îți dai seama că ai 48 km de muniță în Scoția, nu vrea să-i 2, 9, 6, stăci. Noi, era vorba doar de bine noi. Nu, doamne, dar la mine e poate, eu ca un om. Dar fac eu, măi. Cu reșanță, eu bun. Da? Care poate ce să-i faci să folosesc el la tot? Și le-a venit de ce se întâmplă? Vine apă pe stradă. Apa trece, stropiește cetățeni, stropiește... Vine apă cu banarea, fa să facă accident. Cu asta se întâmplă. Pe luna din fața. Nu am da. Contractul de la DANSU. S-au făcut ceva DANSU? Sunt copii de la DANSU. S-a mai făcut ceva? A venit cu băiat pe aici. A mai venit ca la băia prima persoană, domnul Dăvoc, am înțeles cum i-a creat. Și automat, din câte pot din dumneavoastră sau o parte din consilier, prin persoana care a venit, o mai venit la primărie? Nu, părinții la treia. Eu nu știu ce vin la primărie pentru achiziții. Părinții la treia, domnul Dăvoc. Nu, consilier. Deci o să facem... Uitați, i-am vorbit cum o să spună domnul Dăvoc la primă. Ca să nu mai fie discuții, că până pe 15, ca să vă spun pe acum, până pe 15 august, o să facem ședința ordinară, că după aia pleci o două săptămâni în continuu. Și eu o să o fac ca să fiu aici. Hai să-l chemăm și îi fac o invitație și vă expun niște probleme. Chemăm și părinții din comună și să fac. Cine e de acord, domnule? Că n-am nimic. Deci eu pot să întrebi pe cine. Cine este de acord? Părinții să vină. Părinții să vină și copiii și opțiunea lor primează. Nu fac ce are să se gatică. Ți-a făcut o hârtie, înțelegi, dată la părinții. Deci din cauza asta, din altă cauza semnează. Cât e partea de dată când vine și domnul ăla de la Sărbuleni, n-a mai venit. M-a sunat adică două ori, m-a chemat la primărie, am intervenit ca să vină, n-a venit. Și cu ce stau de vorbă? Da? Nu la părinții, dar nu e nici acolo. Adriază unul sau altul. Nu, domnul. Ba da, da. Sunt să nu. 20.000. 2.000. Ideea este rezilează contractul. Nu poți să rezilezi, dacă are clauze contractul, contractul se rezilează unilateral. Bilateral. Înainte de expirare. Care, nu e? Și ce mai plătesc 2 ani? Nu plătim, dacă, deci eu nu plătesc nimic dacă nu plătesc servicii.
Dar ar trebui tot, dacă avem un contract cu cineva, să facă și neamă. Adică să-l pot plăti, să fie și pentru copii. Dacă trebuie să le-am dus domnul, dacă nu este Adrian. Da, 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 asta trebuie să explicăm mai și mată, nu spun eu. Le-am început de unii mai grav acum, după aia zice la Florești, Panta, la biserică, acolo a fost dezastru, nu ieri. Partea aia, la capul de aia, la Milor, a fost, la partea aia, la Florești, a fost jale. Și nu a venit apisat cu toate. Le-a, în urma inundației mărtii, acum unui zile, după evaluarea care s-a făcut în teren de către ISU și Comisia Mixu de la Prefectură, și inițial evaluările erau estimate la 33.000 de lei, adică 3.300.000. După împărțirea banilor din fondul ăla de situații de urgență, fondul de rezervă al guvernului, mi s-au alocat 990.000 de lei. Este făcută solicitare la guvern să ne intre banii în cont, că ne intră și facem achiziții și luăm piață și reparăm de banii ăștia exact cum e zone mai grave. Până la ce le reparăm? Aici reparăm cu firmă sau aducem numai materialul și facem cu utilajul? Materialul și un autovede. Da, un autovede cu cine nu trebuie. Că bun luam eu. Vorba că o bază nu trebuie. Atât. Nu, domnule. Materialul, acestor materialul. Gata? Asta este ideea. Spune-mi. Telefon de fapt. Si. Acum de telefon de fapt. Unul dintre colegii de ea și cu tine. Ideea pe telefon de fapt cu invitarea unei timp este făcută de un an și ceva. Dacă cineva a spus că vor să facă sau așa și vor să-și asume și ei că au contribuit sau tot. Ei au inițiat această idee, da, pot să o spun. Dar tinerii care au jucat fotbal, care joacă fotbal, s-a vrut să se facă și o echipă de fotbal, dar n-a fost timpul necesar și ceea ce vreau să vă spun în felul următor. Ca și la ședința următoare, s-a luat un proiect de hotărâre. Că se va putea face anul acesta sau nu, da? O să aduc un proiect de hotărâre în care să formăm o echipă cu mâna sportivă. Da? Facem, mai căutăm sponsor, că toți copiii, toți tineri din comună se joace la acea echipă. Vom forma și o echipă de tineri, da? Copii. Copii. E ceva în domeniul sportului, în domeniul sportului, da? Să pot atrage și fond. Să fie totul frumos. Da. Sunt alte comune care au, chiar și din Brejov. Acum se ajută fiecare cum se poate ajuta, așa în Brașov. Domnul Toni, de exemplu, domnul Toni a luat plasă pentru porți. Da. Dacă e să... Dar automat, așa cum atâtea cheltuieli găsim să facem din bugetul exact. Primăriei, costurile anuale, cu tot taxe, tot ce este, doar nu plătiți, într-un an de zile, de foto, dar în sunt undeva la vreo 20.000 de lei pe an. Nimic altul. Da? Dacă sunt bădut, îmi place de interiere, deci eu n-am zis niciodată cu înființarea echipei de fotbal. Am zis că terenul de fotbal a fost ideea mea, a lui Dani Franț și a tinerilor care erau prezent la fotbal. Această idee